Salutare, dragi prieteni! Iată-ne la ultimul cuvânt, episodul 51. Cum oprim epidemia aceasta tăcută? Am numit-o epidemia tăcută pentru că este o, o epidemie care omoară. Enorm de mulți oameni, și în ultimile zile în România au murit enor de mulți oameni în cele mai crunte moduri posibile. Este o epidemie tăcută. Haideți să urmărim acest material și revenim foarte curând. Tragedie la Timișoara, o femeie s-a aruncat de la etaj împreună cu cei doi copii ai săi, femeia și unul dintre copii au murit pe loc. Dragoș Boța de la Presa Presaler vine cu mai multe informații. Ok, am văzut cum o mămică, S-a urcat la, pe o terasă la etajul 10, s-a urcat pe o terasă cu copilașii, unul în stânga, unul în dreapta, copilași de 3 ani, copilaj de 6 ani, în loc să-i ducă la grădiniță a ales să se arunce în gol ținându-i de mâini. Acest gest a șocat o țară întreagă. Eu personal vă spun, am lăcrimat, eram cu soția mea în mașină și discutam despre cazul acesta și când am auzit știrea efectiv ni s-au umezit ochii. Este de-a dreptul șocant, toată țara discută despre această știre. Uh, nu vă mai spun, ați văzut materialul, vreau să vedem acum în timp ce vorbesc să punem poze uh, cu această femeie. Când am văzut și pozele, o femeie uh, îmi dă mesaj soția mea și îmi spune Tony! Tu ai văzut cum arăta femeia care s-a aruncat în gol cu copila și ei, și uh, mi-a trimis pozele cu ea, indiferent, putea să arate la uh, superbă fotomodel sau să aibă uh, nu știu ce uh, înfățișare, uh, indiferent, uh, dar cu atât mai mult uh, faptul că arată într-un într mod atât de superb, da, ca și femeie, și uh, pare că avea viitor, părea că are viitorul înainte, că orice. Cine ar fi putut să o ia de nevastă? Pentru că, atenție, femeia aceasta era divorțată. Și toată lumea din jur vorbește despre depresia ei care a împins-o spre sinucidere ca fiind cauzată de divorțul și de eșecul reîmpăcării Pentru că din materialul pe care l-am observat și l-am văzut cu toții poate de zeci de ori Eu m-am uitat la, la știrea aceasta într-un mod foarte insistent pentru că am vrut să văd care este cauza Pentru că toată lumea s-a gândit la asta De ce? De ce? Cum poți să te urci pe terasa unui bloc la etajul 10, să-ți iei copilașii de mâini, să nu, să nu efectiv rațiunea, speranța și tot ce mai este bun în tine să se ducă pe apa sâmbete și să te arunci în gol cu copilașii tăi. Fetița de 6 ani de zile a murit la câteva minute, ceasuri, nu știu exact, dar a murit și ea din păcate la spital. Mama și cu băiețelul de 3 ani de zile au murit pe loc zdrobiți de asta Asfalt. Oameni buni, depresia aceasta, bineînțeles, a fost cauzată și de problemele emoționale pe care le producem în viață. Gândindu-ne că suntem doar materie, gândindu-ne că suntem doar trup, vedeți, înfățișarea, materia, da? carnea aceasta, n-a ajutat-o pe această femeie, nu s-a gândit o clipă, mă sunt superbă, sunt frumoasă. Când am văzut pozele acelea, o femeie de o frumusețe extraordinară, nu s-a gândit femeia aceasta nicio o secundă, vă sunt frumoasă, ori când oricine uh, pot avea orice bărbat din lumea asta la picioarele mele, oricând. Nu s-a gândit așa. Ea a vrut bărbatul, a vrut... Uh, uh, se spune că uh, cu ceva timp în urmă uh, uh, aveau uh, cununia civilă din nou, trebuia să se recăsătorească, însă au eșuat în a se recăsători. Și uh, chiar și un vecin uh, a dat o declarație și a spus, da, domnule, se știe că aveau probleme în familie și uh, cel mai probabil uh, aceste probleme în familie. Uh, Oameni buni, suntem și suflet, suntem și inimă, suntem și sentimente. Noi ne gândim că putem să facem orice, ne, ne gândim că putem să ne tratăm or cum și că putem să. Uh, uh, nu știu, ignorăm partea aceasta sufletească Dar am aici un verset în 1 Petru, uh, capitolul 2, cu versetul 11, spune: Prea iubiților, ce superb, ce mângâietor, prea iubiților, cu câtă candoare, cu câtă blândețe, Apostolul Petru, Sfântul Petru ne îndeamnă, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, atenție, care se războiesc cu Sufletul. Nimic mai mult, nimic mai mult! Poftele trupești, poftele firești, poftele carnale care se războiesc cu sufletul Atenție, nu toate poftele sunt greșite Când mie mi-e poftă de soția mea Nu e greșit Este chiar foarte bine și indicat Dar să am poftă doar pentru soția mea Nu pentru uh, un harem întreg Nu pentru toate femeile pe care le întâlnesc Dar pofta de mâncare Nu este o problemă Este o problemă în care abia m-am ridicat de la masă Și mai miau -mi încă două-trei meniuri Și îmi forțez stomacul Vedeți, hapsâneala uh, uh, Pofta de... Uh, uh, nu știu, uh, un măr nu e o problemă, însă pofta de o țigară este o problemă. Pofta de o banană nu e o problemă, dar pofta de un drog este o problemă. Așadar, sunt niște pofte firești, chiar drăcești, care se războiesc cu sufletul. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că din acest război se naște depresia. Din acest război, în momentul în care suntem neglijenți cu sufletele noastre, în momentul în care nu avem grijă să ne protejăm inima, de aceea Biblia spune, atenție, un verset din uh, Cartea Proverbe spune, feriți-vă sau păziți-vă inima mai mult decât orice căci din ea ies izvoarele vieții, din inimă. Izvoarele vieții sunt aici. Dacă noi ne uh, uh, bombardăm cu îngrijorare, ne bombardăm cu pofte uh, drăcești, firești, nimicitoare, pofte greșite, ne bombardăm sau îi bombardăm pe cei din jurul nostru cu trădări în dragoste, cu trădări în afaceri, cu trădări de tot felul, ne batem joc de cei din jurul nostru, producem aceste soiuri. Se spune că sunt sute de soiuri de depresie. Da, și aceste uh, stări depresive pe care eu am numit-o epi, uh, epidemia sau uh, epidemiile tăcute, aceste soiuri de depresie acționează într-un mod tăcut în interiorul nostru și vedeți, femeia aceasta n-a spus nimănui. Nici copiii n-au știut ce se întâmplă, dar copiii au avut o încredere incredibilă în, în mama lor și nu știu, nu și-au pus întrebări, pur și simplu a luat de mâini și nu știu ce a fost acolo, că -asta, asta, mă face să urlu și asta mă face să, să mă îngrozesc. Ok, copilașul acela, fetița aceea de șase, am vă dat seama că a avut întrebări, mami, poate a urlat, poate a plâns, deși vecinii n-au auzit mare lucru, dar vă dați seama că ce, 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 ce ce a fost acolo, oameni buni. Și uitați că diavolul profită, pentru că n-a câștigat omul, n-a câștigat nimeni din situația aceasta. N-a câștigat nici femeia care s-a omorât, nici copiii ei n-au câștigat. Un, unii o judecă și spun, băi, oameni buni, dar cum să-ți omor proprii copii? Oameni buni, înțelegeți că aici este vorba despre o depresie de care au profitat acești rechini nenorociți numiți demoni, pentru că personal chiar de curând am, am, ajutat prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajutat o mămică um, cu o fetiță superbă, da, tot de câțiva anișori, să treacă peste depresia cauzată de divorțul um, um, pe care mai, prin care tocmai trecuse, da, divorț cauzat de ambele părți, da, nu neapărat de uh, uh, soț, de ambele părți, pentru că asta, este este omul care trește departe de Dumnezeu uh, și uh, Femeia asta spunea, Tony, plângeam de, de, de efectiv, mă durea carnea, mă durea oasele. Singurul meu gând și singura scăpare care îmi venea în minte era de uh, a mă omorâ, da, de a mă sinucide. Și ne-a mărturisit femeia asta că nu era departe. Nu știu dacă, fi, dacă ar fi făcut-o. Sunt atât de mulți oameni care se sinucid împreună cu copiilor. Nu știu dacă ar fi făcut-o cu fetița sau fără fetiță, dar îi mulțumim și foarte mulți oameni, foarte mulți oameni au fost ajutați prin harul lui Dumnezeu în decursul anilor de consiliere spirituală pe care o fac cu oamenii, consiliere biblică, bineînțeles, și prin puterea lui Hristos. Foarte zeci, poate chiar sute de oameni au fost scăpați de această epidemie tăcută a depresiei care duce la sinucidere. Așadar, oameni buni, nu ignorați că sunteți suflete, nu sunteți doar carne, nu sunteți doar trupuri. Voi bărbaților, când uh, uh, observați o altă femeie decât soția voastră și uh, vine acest drac al curviei peste sau al prea curviei peste inimile și mințile voastre gândiți-vă că aveți acasă o soție care are un suflet și care poate să fie în postura de a nebuni, de a o trimite la spitalul de nebuni sau de a o omorâ, de a o face să se suie pe bloc și să se arunce cu copiii în, în, în gol. Gândiți-vă la lucrurile astea. Fiți uh, disciplinați, dar nu, 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 nu dați cur Ispitelor, nu dați curs curvilor, vă implor în numele lui Dumnezeu, vă rog în numele lui Dumnezeu. De curând, și știți cazul cu acel, acel bărbat care și-a luat soția, care îl înșela, a descoperit că îl înșela și a intrat într-un într stâlp de bet. De, de, fier, da? În, 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 piciorul unei pasarele, aici, la ieșire din București, în piciorul unei pasarele pentru pietoni și a intrat cu mașina violent și și-a ucis soția. S-a descoperit că a fost ucidere intenționată. Deci omul ăla a vrut să se răzbune pentru soția care l-a înșelat. Sau a urcat o în mașină, nu știu unde eu fi zis că se duce și a intrat violent la 100 și a la oră în stâlpul acela, da? în piciorul acela al pasarelei, de curând încă încă uh, uh, o știre șocantă, că vă spun, oameni buni, este epidemie. Noi aici, în biserica pe care o păstoresc, am fost înștiințați prin Duhul lui Dumnezeu că uh, va veni această epidemie în care oamenii se vor zdrobi de caldarâm. Și în timp ce uh, uh, știrea era proaspătă cu mămica asta care s-a aruncat de la etajul 10 în București, asta s-a întâmplat în Timiș, da? cu mămica în, în Timișoara, județul Timiș, uh, cu mămica care s-a aruncat... Uh, uh, de la etajul 10. În București era unul gol dezbrăcat la nu știu ce etaj care tot așa voia să se arunce. Apoi, altă știre. Um un bărbat care efectiv s-a urcat într-o a intrat într-un bloc care nu era al lui și haideți să vedem doi băieței, doi adolescenți au fost martori. Cei doi băieți care l-au văzut spun că cel mai probabil a venit în blocul lor special pentru a-și pune capăt zilelor pentru că nu-l cunosc. Băieții au ieșit din apartament și s-au îndreptat spre lift în momentul în care l-au văzut pe bărbat urcat pe fereastră. L-au întrebat ce face acolo, a zis că sare. Se ținea cu mâinile de, de tocul ferestrei, părea ezitant. L-am rugat, nu sări, dar atunci S-a aruncat, s-a aruncat, am auzit buf! Ne-am speriat și am fugit în apartament și am sunat la 112. Au povestit adolescenții. Aceștia spun că bărbatul avea în jur de 35-40 de ani și că nu l-au mai văzut uh, uh, până atunci. Deci, epidemie există în țara asta. Nu știu. Uh, uh, păcatul, îngrijorarea, traumele, creșterea prețurilor toate nenorocirile pe care le vedem întâmplându-se în jurul nostru și o vină o au într-adevăr și vremurile pe care le trăim. Guvernanții noștri care, iată, au scăpat de sub control prețuri, toate lucrurile, energie electrică. Chiar am fost în Ucraina și poate vedem în timp ce vorbim și știrea că am făcut un print screen cu știrea aceasta tocmai pentru a face un articol. Efectiv, oameni, ne-am trecut prin Ungaria zilele acestea și am alimentat cu uh, șase 6 lei, 6 lei, oameni buni. Da, am făcut conversia. Cu 6 lei am alimentat în condițiile în care la noi în țară e 9 lei. 9 lei, 8 lei, 40, 8 lei, 50 și 9 lei pe alocuri. Dacă ești pe autostradă, bagi 9 lei. Dacă bagi motorină mai bună, bagi peste 9 lei. Da? În condițiile în care la noi în țară e o nebunie, păi au ajuns românii să se ducă în Ungaria să alimenteze. La pompă acolo scria mare, am văzut cu ochii mei în Ungaria. Scria mare, uh, uh, nu alimentăm, nu permitem tirurilor să alimenteze. Treceți prin țara noastră, dar vedeți unde alimentați, pentru că noi, ungurii, am economisit și am blocat prețurile, am înghețat prețurile pentru poporul nostru pentru că îl iubim. Oameni buni, puteți să ziceți voi ce o să să ziceți de Victor Orban și de, de, de guvernarea lui, însă omul acesta își iubește poporul. Omul acesta nu uitați că a dat uh, legi de protecție a copiilor, de pornografie infantilă, de, de străbălarea sexuală care a cuprins lumea asta. Omul ăsta își, își protejează copiii, omul ăsta își protejează familiile, omul ăsta își protejează uh, uh, cetățenii, de abuzul care se produce prin creșterea prețurilor la noi, nu tată. Curentul vine 60 de milioane, se vaită, chiar acum mi-a scris o femeie uh, șocată, zice: Măi, Toni, ce ne facem? Le-a venit părinților mei o factură de 60 de milioane, doi pensionari de au maxim 20 de milioane uh, uh, pensiile. Ce ne facem? Păi ce să facem? Suntem guvernați? De cine suntem guvernați? Și uite ce unde ne-a dus hoția, corupția, nesimțirea, nepăsarea de parcă îi punem acolo să-și ia pensii speciale. Noi i punem acolo, noi i votăm să țină partea noastră, să lupte pentru noi. Nu mai vorbim să, să, să îi doară o Pieliță de la deget pentru noi, da? Nu-i doare nicăieri, nicăieri nu-i doare pentru noi. Să vezi prețuri înghețate la energie de dragul cetățenilor, să vezi programe de susținere, nu, tată, nu, e junglă, e junglă, da, nenorocire. Și da, toate lucrurile astea amplifică această epidemie tăcută a sinuciderii, pentru că trei mai departe oameni buni și vă spun un alt caz șocant de data asta. Extraordinar de șocant pentru că chiar un preot uh, uh, din Timiș, preotul din Sculia și soția lui au fost găsiți spânzurați în casa parohială a bisericii reformate. Șocant, domnule. Băi, se omoară și preot, mă, preot reformat se omoară. Bă, cum te spânzuri tu ca preot să se spă, Bă, înțeleg, se spânzură o femeie sărăcuța care a fost, nu știu, abandonată de bărbat, se omoară, se aruncă de la etaj o femeie fără speranță, înșelată de bărbat sau un bărbat, ok, uh, da, uh, uh, când, când și preotul se spânzură împreună cu preoteasa, aici deja ne dăm seama că lumea a fost cuprinsă de cel rău. Și ne dăm seama că oriunde am privit în jur, vedem o lume. A, 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 condusă de Dumnezeul veacului acestuia care este diavolul eu consider că un om care trăiește în Hristos indiferent de situația prin care trece nu va a, a, recurge la un asemenea gest pentru că Iisus Hristos le spune ucenicilor lui vă dau pacea mea cum nu vă dă nimeni soluția este să stăm în Hristos soluția este să avem o relație a, 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 sunt convins că preotul ăsta a, 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 pentru el preoția era o meserie pentru că în momentul în care preoția este o vocație, în momentul în care tu te încrezi în Hristos, nu poți să recurgi la un acest gest. Am fost în depresie, am trecut prin depresie. Eu personal, în perioada pandemiei am trecut prin depresie. Nu puteam să dorm, nu puteam să... N-aveam poftă să mănânc, nu aveam poftă să fac nimic, eram chinuit de gânduri, dar am strigat la Hristos, cântam, mă rugam, chemam oameni acasă din parohia mea, chemam oameni acasă să ne rugăm împreună, rugam prietenii mei puternici în credință să-și pună mâinile peste mine, slujitorii din biserică. I-am rugat să vină să-mi facă ungere, și am scăpat. Soția mea mijlocea pentru mine, da, uitați-vă la mine, pentru că am trecut din cauza oboselii, din cauza stresului, din cauza faptului că nu m-am menajat pe fondul oboselii și pe fondul, fondul îngrijorărilor. Am trecut printr-o stare depresivă în care simțeam că mintea nu mă ascultă, că sunt gânduri obsesive care mă chinuie de îngrijorare, de, de tot felul de prostii și banalități îmi veneau în minte care mă chinuiau și mai ales noaptea. Femeia asta care s-a aruncat în gol cu copiii sunt convinsă că după o noapte de depresie, o noapte epuizantă și n-a avut la cine să se ducă. N-a găsit un pastor, n-a găsit un preot de încredere. Oameni buni, dacă aveți probleme cu depresia, scrieți, scrieți la biserica Profide, scrieți la bisericile pe unde mergeți, mergeți la preoți, la pastor, mergeți la biserică, citiți Biblia, Biblia este cel mai bun remediu antidepresiv, ascultați-mă foarte bine ce vă spun, Biblia este remediu antidepresiv, luați-o, citiți-o, descoperiți frumusețea acestei cărți, citiți psalmii, citiți poruncile pe care Dumnezeu ni le dă, uite de exemplu Citiți cu foarte mare atenție Deuteronom 28, uitați bine cuvântările pentru ascultare și apoi ne vorbește aici despre blestemele din cauza Neascultării. Deci, citiți Deuteronom 28, pentru că aici ne spune: uh, Și sunt niște cauze, uh, uh, zice aici uh, verset, hai să vedem: Deuteronom 28 cu 47, pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor, n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă, vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate. El îți va pune pe grumaz un juc din fier până te va nimici. Da? Grumazul ăsta de fier. Nu e neapărat chiar uh, pardon, un uh, drug de fier, juc de fier pe care îl pune pe pe gâtul tău. Nu e neapărat uh, uh, vizibil. Iată că poate să fie și invizibil, dar un juc de fier pe care îl simți peste gâtul tău pe seminta ta și nu mai poți să scapi. Vrăjmașii nu, nu sunt neapărat fizici, pot fi demonii care uh, uh, efectiv induc aceste stări depresive și de sinucidere și profită, pentru că sunt draci obraznici de neputință. V-am spus și am predicat de multe ori despre cazuri depresive Efectiv, o femeie fusese abandonată de soțul ei, având și un copilaj de câteva luni. Atenție, femeia abia trecuse prin uh, naștere de, de copil și a fost abandonată de soț, uh, a lăsat o baltă cu fetiță de câteva luni de zile, și din cauza depresiei era atât de chinuită, de, uh, pe fondul acestei depresii uh, a fost căpușată și de un drac obraznic, și uh, auzea o voce care o punea și zicea dă-te cu capul de perete că scap de durere, uiți de durere. Și femeia efectiv își lăsa copilul din braț. Se dădea cu capul de, de perete, a dus-o cineva să ne rugăm, a scăpat slăvit să fie Dumnezeu, Am mustrat duhul acela obraznic și femeia a scăpat de depresie, de starea asta, de a se automutila și de a se chinui pentru că iată sunt draci obraznici care te învață. Ce rost mai are? Îmi spun oameni, zic Tony, am atât de multe probleme și suferințe încât sunt la volan și aud o voce care zice de ce nu tragi de volan să intri în parapet ca să scapi de toate? Accelerează și intră în parapet și vei scăpa de toate. Ce Tony mă fioară, cum de le aud? Cum de aud vocile astea? Cum de aud? Ca, ca și slujitor al lui Dumnezeu, vă spun că odată am avut o viziune care m-a înfiorat efectiv. M-am rugat pentru o tânără care suferea de o depresie cruntă, a încercat să-și ia viața de câteva ori și în timp ce mă rugam am avut o viziune cu un bărbat care stătea la urechea ei și era ca un consilier din acela de vânzări care îți prezintă produse și avea un geamantan mare și scotea din geamantanul respectiv ba o funie, ba un tub de medicamente, ba un cuțit, ba o lamă, ba și optea, du-te, aruncă-te și era un dracobraznic care părea că îți este prieten, părea că te la ceva bun, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine recurge la aceste gesturi lucrează împotriva voi lui Dumnezeu care ne-a scris toate zilele în cartea vieții și această lipsă de încredere în Dumnezeu care ne poate purta nenorocirile. Cartea 2 Petru 5 cu 7 spune atât de frumos, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre și el va purta de grijă de voi. Este minunat să ne încredem în Dumnezeu, și deja v-am spus de două evenimente din viața mea prin care am trecut cu bine: o decepție în dragoste, o depresie în urma stării de oboseală și de îngrijorare. Soția mea a trecut prin astfel de stări, Dumnezeu a trecut-o cu bine, nu am ajuns să recurgem la lucruri nedorite. De deci ce e șocant ce se întâmplă. Vedeți, preotul avea 59 de ani, preoteasa 53 de ani. Au fost găsiți marți dimineață de un medic stomatolog la cabinetul căreia era angajată femeia. Ok, deci oamenii ăștia au recurs la un gest incredibil de necucetat și zice cei doi soți au lăsat în urmă un bilet de adio în care au explicat că nu mai suportă problemele din viață și că sunt depresivi. Dar vedeți, depresia, epidemia tăcută, oameni buni, haide să ne încredem în Dumnezeu. Preot, tenoriaș, și oricine fi, Dumnezeu este soluția. Cuvântul lui Dumnezeu este soluția. Da, zice, uh, iată, o consecință a păcatului. Citiți de Oteronom 28, v-am citit aici două versete, vă mai citesc încă două. Zice, dacă recurgi la păcat, dacă nu stai în Dumnezeu, dacă nu cauți să -ți fie, ghid, nu cauți să -ți fie ghid viața, uh, cartea aceasta în viață, iată ce zice, viața -ți va sta nehotărât înainte. Vei tremura ziua și noaptea. Nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii dimineața, vei zice o, oh, de-ar veni seara și seara vei zice o, oh, de-ar veni dimineața și vei obosi trăind în această stare depresivă dacă nu te încrezi în Dumnezeu, dacă nu spui nădejdea în Dumnezeu, dacă nu-L cauți din toată inima pe Dumnezeu, Dumnezeu are și astăzi ac de cojocul depresiei. Oricât de grav ar fi, Dumnezeu se poate îndura de tine. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu, stai lângă Dumnezeu, aplică scriptura ca medicament și va fi pace în viața ta. Ok, poate vă întrebați uh, ce se mai întâmplă cu lumea aceasta, uh, cu războiul, cu toată agitația aceasta. Iată că vreau să vedem un filmuleț acum cu evrei foarte supărați pe ruși. Sunt foarte supărați de ruși și atenție, poate să fie un indiciu. Deja tensiunea între Rusia și Israel crește, este o tensiune care crește. Simt așa că suntem într-un punct de fierbere, trebuie să avem foarte mare grijă să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru pacea noastră, dar suntem într-un într -un punct tot mai critic de fierbere, suntem ca într-o oală sub presiune și. De, în toate părțile, uh, tensiunea crește între America și Rusia, între România și Rusia, între Europa și Rusia, între Anglia și Rusia, între Israel și Rusia. Este o tensiune. Uh, Într-o emisiune uh, uh, din. Uh, um, Rusia vedeam că se discuta despre faptul că în 206 secunde pare o bombă nucleară poate ajunge în Londra. În 100 și cea de secunde poate să ajungă, de exemplu, în România sau în Polonia. Uh, și rușii dezbăteau și era un acolo super uh, nervos. Uh, gândiți-vă voi, uh, uh, englezii care susțineți uh, Ucraina, gândiți-vă că în 200 de secunde, numără, numărați până la 200, în 200 de secunde cine poate intercepta bomba noastră nucleară, poate vă treziți cu ea. Și uh, oamenii erau acolo, unii din emisiune erau rezervați, domnule stai, uh, dar o doamnă intervine, ce never say never, niciodată să nu Spui niciodată, adică hai să totuși e posibil. În momentul de față, avem câțiva oameni de pe planetă care amenință cu bomba nucleară, de aceea, de aceea trebuie să ne rugăm. Da? Uh, trebuie să ne rugăm și trebuie să avem foarte mare grijă. Uh, chiar în scria cinea: Că voi, Tony, mulți în România se pregătesc de război. Uh, auzeam despre niște femei care strâng pâine uscată și o pun acolo bine, să aibă pâine uscată în caz de vine vreo nenorocire. Uh, eu zic să ne rugăm și Dumnezeu să ne ocrotească și de vor veni vremurile acestea, Dumnezeu ne va purta de grijă. Dumnezeu ne va purta de grijă nouă copiilor lui. Dacă Dumnezeu va îngădui să vină peste pământ, cu siguranță că Dumnezeu uh, va avea grijă de noi. Așa cum a plouat peste poporul evreu 40 de ani cu pâine, Dumnezeu va face să, să ne crească pâinea în baniță, va face să ne crească, a luat un uh, lighean, uh, ca văduvei din sarepta, ulei în, în sticlă aproape goală. Dumnezeu ne va purta de grijă. Dar ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Uh, hai să vedem filmulețul în care evrei nervoși calcă steagul uh, Rusiei. ce a făcut pe evrei să fie atât de mânioși. Faptul că Lavrov, ministrul de externe rus, a spus că ei luptă acolo cu neonazismul și că, vezi, domnule, Zelenski este adeptul neonazismului. I s-a răspuns, dar stai un pic, Zelenski este evreu, cum să fie adeptul neonazismului? Și a zis, nu domnule, că și Hitler avea rădăcini evrești și uite, a distrus atâta amar de popor și atâta lume a nenorocit omul acesta. Că, vezi domnule, Lavrov a dat de înțeles că evreii cumva să, și-ar fi făcut-o singur, un, singur. Unul cu sânge evresc s-ar răsculat împotriva poporul evreu și a pornit holocaustul. E o mârșă vie să declar lucrurile astea, chiar e o mârșă vie și adică după ce că poporul ăsta a trecut prin, prin etapele astea nenorocite, demonice, pentru că cine urlă împotriva poporului evreu Da, decât un om condus de diavol, pentru că poporul evreu încă este așa cum este el, așa cum este el cu toate metehnele lui, poporul evreu încă este poporul lui Dumnezeu. De aceea și încă este valabil acel cuvânt, cine te va binecuvânta va fi binecuvântat, cine te va blestema va fi blestemat. Dumnezeu n-a uitat de poporul lui și în zilele de pe urmă va avea un plan de mântuire foarte bine pus la punct pentru poporul evreu. Pentru că prin poporul evreu a venit mântuirea, prin împietrirea lui a venit mântuirea către neamuri și în cele din urmă poporul evreu trebuie și el salvat. Așadar Dumnezeu iubește este poporul evreu și faptul că crește această tensiune între poporul evreu și Rusia poate să fie un indiciu destul de vizibil. Ok, hai să vedem un filmuleț scurt în care vedem denazificarea Mariupolului și felul în care înțeleg ei eliberarea poporului acestuia de neonaziști. Da, hai să vedem filmulețul filmat din dronă. Da, deci din păcate ăsta este Mariupolul, lasă și la fel sunt multe alte orașe, sătucuri din Ucraina. Este foarte trist, foarte foarte trist. Înțeleg ideea asta că da uh, uh, și, și au căut, făcut o cu mâna lor, uh, au atățsat ursul, uh, mai nou papa uh, a aruncat și el așa o fumigenă, să-i spun, și a zis, domnule, rușii au fost zgândăriți. Americanii au intrat în Ucraina, au vrut să ducă NATO mult prea aproape de ruși și i-au zgândărit. Da, este o realitate, este o realitate, așa este, însă Uh, orice ar fi, noi suntem incredibil de, de uh, indignați de felul în care uh, rușii au răspuns. Da? Suntem foarte indignați și uh, e, e foarte trist ce s-a întâmplat. Ok, asta este imaginea de ansamblu. Ucraina uh, a căutat uh, să fie un stat uh, uh, asociat cu partea pe care rușii nu o suportă absolut deloc și unitatea asta, frații Bombă și Fitil, au aruncat în aer o țară și chiar o lume întreagă pentru că vă spuneam de Biden și haideți să vedem o bâlbă de-a lui. America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foot, him, uh, foothills foot, foot of the Himalayas with Xi Jinping, traveling with him, I think we traveled 17,000 miles when I was vice president. I don't know that for a fact. And Ok, uh, Biden care săracul se chinuie să, uh, vor, să mai vorbească și să țină un speech, uh, unul dintre uh, președinții cei mai, uh, ad, un președinte care um, a luptat cel mai mult pentru Destrăbălarea națiunii, să o spun așa. Da? Unul dintre cei mai libertini președinți uh, pe care i-a avut vreodată, un președinte pe care uh, democrații uh, l-au ales cu... Uh, știi cum, știi, știți cum văd eu uh, acest președinte? Uh, Camala râde când gafează, deci nu se mai poate abține nici ea. De curând, la un speech legat de sport, la fel a făcut o gafă, râdeau sportivii pe acolo. Deci, cum să zic eu, omul ăsta este o palmă dată tuturor celor care au crezut că America va găsi eliberarea prin faptul că va alege un președinte atât de pro destrăbălare, da? cred că până și ăștia libertinii din America îl plâng pe, pe Trump în ziua de astăzi pentru că sunt loviți. Este palma lui Dumnezeu dată desfrânaților din America care au ales mama muma desfrânării, da? Deci și nu se vor opri, opri gafele aici. Hai să mai vedem încă o gafă cu președintele care zice Biden care zice că a trimis javelinuri Rusiei ca Ucraina să fie protejată. Before Russia attacked, we made sure Russia had javelins and other weapons, to strengthen the, strength the defenses so Ukraine was ready for whatever happened. Ok, deci asta este îi bate Dumnezeu în cel mai uh, umilitor mod posibil. Cred că au ajuns democrații și libertinii americii să se roage Doamne îndură-te de noi, te rog eu, scapă că nu mai putem. Deci ne crapă o obrazul de rușine. Uh, asta este situația oamenilor. Ok, uh, și închei cu uh, faptul că inclusiv România este acuzată de... Uh, rus, da? de ministrul apărării uh, rus, cum că știți Aproximativ 700 de camioane de tiruri au fost trimise în ultimul timp ca să ia cereale din Ucraina și să le ducă în portul din Constanța și apoi să fie exportate în întreaga lume. Pentru că Mariupolul a fost nimicit, Odessa este al doilea mare port din Ucraina, a fost, este asediat și au intenția rușii să-l nimicească și pe acesta. Deci, efectiv, Ucraina este pe butuci, dar prin faptul că Ucraina a fost afectată nu doar uh, uh, ea ca țară suferă, ci întreaga lume. Pentru că ascultam astăzi la radio că Ucraina este unul dintre grânarele lumii, deci 15% dintre cerealele lumii, eu am crezut că n aud bine, deci este o țară uh, imensă, țara aceasta, de deci cel puțin două ori cât România, sau de mai multe ori. Deci o țară imensă, imensă. Uitați-vă pe hartă să vedeți. De aia, hai să vedem și bomba asta, a ajuns prețul la ulei în Germania 6 euro. Deci 6 euro. Gândiți-vă la lucrul acesta. Deci românii, normal că trebuie să, să ajute Ucraina și trimit Camioane, pentru că nu se mai poate prin porturi, trimit camioane 700, vă dați seama câte tone înseamnă și vor trimite în continuare, dar rușii îi acuză pe români că intră cu armament și ies cu cereale, și cumva suntem și noi în vizorul lor și suntem sub amenințarea lor și vezi, domnule, nu mai faceți asta, că dacă faceți asta. Ideea care este? Cred din toată inima că România va continua să facă lucrul acesta, pentru că e vorba de export și de necesitatea lumii. Deci, prin faptul că Rusia mărie la România, domnule, nu mai trimiteți uh, tiruri în Ucraina să ia cereale pentru că mârim noi la voi. Uh, ei vor cumva să pună un embargo, da? față de lume și față de Europa. Că, iată, ei se bucură că în Germania e 6 euro sticla de ulei. Se bucură pentru că Ucraina este unul dintre cei mai, cel mai mare, de fapt, cel mai mare exportator de ulei din Europa și printre cei mai mari din toată lumea. Da? Așadar, prin faptul că rușii nimicesc Ucraina în momentul de față, practic afectează enorm de mult Europa și lumea întreagă. Și astea sunt consecințele războiului acestuia amărșav. Dar toată lumea are de pierdut. De aia să ne rugăm la Dumnezeu să înceteze și dacă nu va înceta și Dumnezeu vrea prin lucrul acesta să, să dea o palmă lumii, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină tari. Așadar, Iată cum oala aceasta fierbe, oala aceasta fierbe și nu știm ce se va întâmpla uh, curând. Sare capacul, uh, ies spumele uh, fierberii acestea prin lături, uh, însă trebuie să fim foarte atenți și să mijlocim în continuare pentru lume, pentru că lumea are nevoie de mijlocirea noastră. Iar dacă te găsește vreun război, sau situația va exacerba, se va împrăștia această, nu știu, criză a războiului, cel mai important este să fii găsit în Hristos. Pentru că fie că murim, fie că trăim, noi suntem mai Domnului. Vreau să fac o rugăciune în încheiere și vreau să ne rugăm pentru cei care suferă de depresie Am început cu acest subiect al epidemiei tăcute În care oamenii îți zâmbesc în față Pun poze superbe cu ei pe Facebook, pe internet, pe Instagram Pe uh, toate rețelele de socializare Par foarte fericiți, dar înăuntru sunt măcinați de depresie Nu vorbesc cu nimeni, nu spun, nu caut ajutor la Dumnezeu În scriptură, la biserică Suferă în ei și aleg până la urmă să-și pună capăt zilelor E o, epi o epidemie tăcută împotriva căreia vreau să lupt toată viața mea prin Harul lui Hristos și prin Hristos am salvat sute sau chiar mii de oameni și o voi face în continuare. Lăsați-mă să mă rog pentru voi, pentru protecția minților voastre și dacă suferiți de depresie, căutați-L pe Dumnezeu, căutați Scriptura, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El va purta de grijă uh, vouă cât și celor din casa voastră. Haideți să ne rugăm! Doamne, vin înaintea Ta și te rog în mod deosebit ca tu să îi binecuvintezi pe toți cei care suferă, Dumnezeule, de depresie în acest moment. Mă rog să-i curățești, Dumnezeule, de această... Uh... Așa cum am numit-o, această epidemie, Dumnezeule, care macină într-un mod tăcut, dar agresiv ființele și mințile noastre. Te rog în mod deosebit, eliberează-ne de depresie, noi în tine ne punem încrederea, aruncăm asupra ta îngrijorările noastre. Știu că vei purta de grijă, Dumnezeule, știu că vei umple orice gol, o golul sentimental, orice îngrijorare o vei spulbera, Dumnezeule. Avem nevoie de tine, de aceea te rugăm să ne ajuți. Te rog în numele tău să trimiți în adâncă orice duh obraznic, orice drac obraznic de sinucidere, de depresie, orice chinuială de la nivelul minții, orice neputință de a ieși din vreo stare depresivă. În numele tău cel sunt mă rog Dumnezeule ca tu să curățești mințile noastre, tu să curățești piepturile noastre, inimile noastre. Te rog ajută-ne Dumnezeule să le protejăm mai mult decât orice căci din inimile noastre ies izvoarele vieții. Te rog să trimiți garda ta de îngeri să pui strajă îngerească în dreptul minților noastre Dumnezeule ca depresia să nu se atingă niciodată. Ferește-ne Dumnezeule de sinucidere. Ferește-ne de depresie. Lasă pacea ta pe care ai, ai promis-o în scripturi față de noi. Te iubim Iisuse Hristoase. Te adorăm și îți mulțumim că ne răspunzi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze dragilor. Ne revedem pe curând. Nu uitați să dați like, share și subscribe la acest canal. Abonați-vă chiar acum ca să nu uitați apăsați acolo, apăsați acolo pe butonaș și veți primi uh, notificări de fiecare dată când voi posta ceva și cu siguranță va fi ceva benefic pentru voi și pentru sufletele voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe curând.